Cu multă bucurie vă anunț deschiderea ediției a treia a Elephant Fest, cel mai mare târg de carte din România, un eveniment care noi l-am creat acum un an în condițiile pandemiei, atunci când cam toate evenimentele culturale erau închise. Astăzi suntem la a treia ediție, așteptăm cam 1.500.000 de vizitatori, puțin mai mult decât au fost la edițiile precedente. Am onoarea să anunț țara invitat special, Marea Britanie. Adresăm mulțumiri ambasadei Regatului Unit pentru parteneriatul în acest eveniment frumos în promovarea literaturii britanice, literaturii române. Mulțumiri British Council pentru, la fel, pentru participarea în evenimentul nostru. Bineînțeles că, ca orice târg, vom avea foarte multe noutăți. Peste 120 de lansări de cărți noi, autori români, autori străini, împreună cu editurile din România, și ultimele două zile din această săptămână vor fi dedicate cărților pentru copii. Ne întâlnim la Elephant Fest, fă-ți timp să citești! Cine nu dorește să vină la Elephant Fest? Chiar elefanții mei din colecția noastră familiară au venit să participe și domnul voastră, cred. Este o onoare pentru noi să fim oaspete de onoare la Elephant Fest în acest an. Pentru noi, relațiile bilaterale între Marea Britanie și România sunt foarte importante în toate prevințe. Ați auzit mult despre securitate și probabil despre legăturile noastre de popor și de comerț, dar cultură contează. Și în ceea ce înseamnă cultură, cunoașteți sigur toți Shakespeare, Dickens, foarte mulți scritori britanici. Dar există și scritori moderni, de care se poate că nu ați auzit. Și cred că acest târg vă oferă posibilitatea de a le cunoaște, să faceți ateliere cu scritori și să vă bucurați cu literatură modernă și clasică, română și engleză și a altor țări. Mult noroc, mult bucurie la Elephant Fest 2021. Literature plays a key role in the UK's cultural sector, whether we're talking about basic literacy and picture books for children or major literary prize winners, whether we're talking about graphic novelists and emerging poets or renowned historians. The British literary scene is thriving, diverse, and globally appreciated. And through it all, of course, books connect us. The desire to tell our stories is ages old, and it's universal. It comes from the days of fireside storytelling, and right up to today's vibrant publishing industry. And throughout that time, literature has been an invaluable bridge between people and cultures. And of course, that's what we are all about at the British Council, building connections, understanding and trust between people in the UK and Romania. So that's why I'm delighted that we're supporting Elephant.row and working in partnership with them this year to connect the best of British literature, creativity and education with Romania. We hope this will be an opportunity for more and more readers of all ages to discover and enjoy the magic of British literature through the Elephant Fest Fair's wide range of offers and events. These include author spotlights, conversations, book launches, and storytelling sessions delivered by our own teachers at the British Council, which will take part within the Elephant Fest Kids programme. So, congratulations to everybody who's been involved. Welcome to the event to all of those people who are connecting with it. Make sure you make time to read and let literature connect you to the world in novel ways.